Hello, dragilor, începem vlogul de astăzi cu așa un intro. Mă machiam pentru că mă pregăteam să merg, astăzi o să facem așa, să mergem la salonul auto să-l vizităm, pentru că Sorin, iubitul meu, își dorește foarte mult să-l vadă. Nu mă pricep foarte mult la mașini, nu știu dacă vă interesează neapărat pe vlogul acesta, dar mi s-a părut interesant. E o experiență pentru mine și azi să o par cu voi. N-am apucat să citesc nimic. Am înțeles că este 40 de lei intrarea. Și până când este evenimentul? Weekendul acesta. Doar weekendul acesta. Deci nu știu dacă o să mai apucați. Dar vestea bună este că după o să mergem la Muzeul Colecționarilor, care este până pe 24 octombrie, dacă nu mă înșel, și îl puteți vizita. Intrarea e liberă, este mall. Și o să vedeți acolo, sunt patru colecții. Dar o să păstrez surpriza, o să vă le arăt când ajungem acolo și o să povestim mai multe. Cumva am participat în promovarea lui, v-am mai povestit că eu lucrez în domeniu și am zis că neapărat trebuie să merg să-l văd. Îmi place una dintre colecții foarte mult, o să vedeți. Și puteți să și votați dacă participați pe pagina de Facebook Sun Plaza, colecția preferată. Eu o să o fac abia după ce vizitez colecția, ca să pot să-mi fac o impresie la cald. Știu despre ce e vorba, am văzut exponatele, dar nu le-am văzut în realitate și atunci vreau să le văd și în realitate și să-mi fac o idee. Eu acum am zis să mă aranjez împreună cu voi. Cred că e prima dată când fac asta, în afară de videourile în care efectiv am făcut coafuri retro. Cred că ați văzut videoul pe canalul meu. Și dar prima dată vrem să mergem la Mingo Cafe. Să bem o cafea, ne-am obișnuit în ultima vreme să mergem în mall, în Afi, pardon. E aici aproape de noi, să mergem să ne bucurăm de un croissant la Paul și de o cafea la Starbucks. Cam asta e combinația pe care o facem noi. Cafea de la Starbucks și croissant de la Paul. Preferatul meu e cu smeură și vanilie de acolo. Clar. Tot timpul zic că n-ar trebui să mai consum dulce și tot ajung și mănânc croissantele acela. Așa. Am văzut eu un video cum fac fetele, vă arăt și vouă. Folosesc o paletă de la Revolution Pro, în curând o să trebuiască să-mi schimb paletele. Îmi place foarte mult, sunt nude-uri. Acum foloseam o nuanță, nuanța aceasta. Și aceasta e o pensulă de blending de la Pepco luată. E foarte bună. A trebuit să-mi fac update. Eu nu prea am investit în make-up. Am produse de skincare, dar de make-up nu prea am, în make-up nu prea am investit așa mult. Nu am produse de proastă calitate, dar sunt produse middle priced și m-am gândit eu să încep să mi le schimb cumva. Treptat. Am văzut, am trei palete preferate. E una de la Huda Beauty, Obsession Nude, ceva de genul. E superbă. După care mai am una de la Natasha Denona, Bronze Palette, cred că se numește. Și o paletă pe care mi-o doream de mult timp este Honey de la Naked. Paletele acelea Naked, cred că le aveți toate. Am observat că multă lume are așa ceva. Mă machiez bine, să-mi spuneți, nu mă pricep, nu sunt make-up artist, dar încerc să fac și eu ce pot. În general, tocmai pentru că nu mă pricep și nu am expertiză în așa ceva, încerc să keep it simple și să folosesc culori nude, simple. Ia să vedem. Am luat o nuanță mai deschisă cu o pensulă din asta. Așa. Tot caut un pentru make-up, un cauciuc din acela pentru curățatul pensulelor. Le murdăresc mamă, dar sunt foarte, e destul de prăfoasă paleta aceasta. De fiecare dată când am folosit, au ținut culorile, dar sunt destul de prăfoase. Mai am una de la Makeup Revolution, care e mult mai rezistentă și mai puțin prăfoasă, doar că am tot folosit-o și am zis să o folosesc și pe aceasta. Cam așa ar arăta ce fac eu aici, dar parcă nu e ce trebuie. Nu-mi place să fie culori dure pe fața mea. Îmi place să arate cât mai natural. Eu deja am aplicat pe față fondul de ten, concealerul. De fapt am o paletă tot de la Revolution Pro, nu am luat-o să vă arăt. Este cu concealere
Și îmi place foarte mult și am aplicat-o pe toată fața. Am aplicat destul de puțin fond de ten, am vrut să arate cât mai natural. Și un rimel din acela de sprâncene, cred că este de la Bourjois, cel pe care l-am acum. Așa. Și puțină culoare în partea de jos, dar puțină. Așa. Așa. Și vă povesteam. În weekend noi de regulă ieșim și încercăm să descoperim locuri noi, chiar să-mi scrieți locuri frumoase din București, mai ales cafenele din astea. Și am găsit, am văzut eu la Sandra Stajkovic pe Instagram, Mingle Cafe. Și arată super bine. Și am văzut că au și croissant și cafea, așa pe aștept să merg, să văd cum e. Inițial voiam să merg la Ototo, dar din ce am văzut acolo, tot la Sandra l-am văzut și Ototo. Dar din ce am văzut acolo, nu au efectiv croissant sau maybe I'm wrong, or să merg și acolo să văd cum e. Cred că poți bea doar cafea acolo. Și ne-am dorit să luăm micul dejun în oraș astăzi. Gata. Puțin rimel, cam atât de simplu la mine când mă machiez. Și cu toate astea, în ultima vreme, nu prea m-am mai machiat. Pentru că am muncit foarte mult și n-am mai apucat. Ați văzut că am lipsit o perioadă de pe vlog, tot așa am fost foarte, foarte ocupată și nu apucam efectiv să filmez, deși îmi părea foarte rău. Și acum încerc să vină fiecare săptămână cu un vlog, să vă povestesc ce fac, pentru că eu în continuare făceam lucrurile, adică am fost în vară la Saga, ne-am plimbat, am fost la diverse evenimente, acum mi-a revenit pofta de vizitat tot felul de muzee, așa locuri în București de văzut, am mai descoperit în ultimul vlog al lui Balaban, să vă uitați și voi. Casa Bursei, dacă nu mă înșel, spunea ea, Casa Cafșa, o știm, e superbă, Intercontinental, galeriile de artă de la, tot așa, Muzeul de Artă, dacă nu mă înșel, Muzeul Național de Artă, nu galeriile de artă, practic camerele regale, cred că le-a denumit ea. Și am avut surpriza să văd că toată lumea se bucura, mai ales Andreea, să descopere Biblioteca Facultății de Litere. Practic, eu acolo îmi duceam veacul în fiecare zi când eram la master. Am făcut master la Facultatea de Litere de Antropologie. De fapt, e așa denumirea. EACV, EACF, Etnologie, Antropologie Culturală și Folclor. Cam asta e traducerea. Gata. Se vede că n-am experiență în make-up și vorbit. Dar evoluăm. Așa. O să mă dau eu puțin cu blush. Nu simt nevoia de contouring, nu știu. Vreau ceva simplu astăzi. Și să punem puțin blush. Ia, o mamă, dar e prea roz. Ce-am făcut? Nu cred că se vede pe cameră, dar e destul de roz. Asta e un blush de la Flor Mar. E un pic pigmentat, nu știu dacă se vede, mare și puțin iluminator. E pigmentat, are iluminator și da. Oricum colorează destul de mult. Sunt destul de albă la față și am simțit nevoia să pun puțin blush. Oricum blush-ul ăsta trebuie să-l schimb, l-am de prea mult timp. Așa, pac, pac, pac. Ia uitați-vă. Se vede frumos? Pe cameră chiar se vede bine, în realitate e un pic cam mult. Deci, mă duc, mă schimb. Îmi aplic acum și luciurile de buze și ne vedem la Mingle Cafe. Am așa un creion de buze de la Bourjois. E superbă culoarea asta, stați un pic să vă zic culoarea dacă e trecută. Ia să vedem. Ruj. Nu avem o culoare. Ca să vă dați voi seama aceasta. Îmi place foarte mult, oricum e pe terminate. Am mai avut unul roșu și e foarte bun. Îl folosesc pentru pigmentare când îmi doresc să aplic doar luciu. Prea sunt pro conturare super masiv așa buzele, parcă e vulgar. Și încerc să le las cât mai naturale. Așa. Bun. Deci recapitulăm. Mergem la Mingle. După care mergem la
expoziție auto, ceva nou pentru mine. Și după care merge la Muzeul Colecționarilor. Dar înainte de asta, să închid, vreau să vă mai arăt ceva. Ați văzut în vlogul Jumbo că mi-am cumpărat o groază de agende și am descoperit o parte fan a journalingului, folositul stickerelor, practic să-mi reprezint emoția prin stickere. Bun, nu prea am completat mai deloc, știți că nu vă mint. Am început, am completat astăzi, o să am o perioadă un pic mai liberă, sper să reușesc să completez zilnic. O să avem un update pe zona asta. E super faină, e din Jumbo agenda asta. După care am agenda aceasta zilnic în care notez prioritățile zilei. V-am mai arătat-o eu și pe Instagram, cred că și aici. V-am arătat-o, o pagină arată așa. Puteți voi pune stop să vedeți cum arată, dar fiind spre final de an, stăm cu ochii pe Andreea să vedem ce urmează. După care mai am jurnalul emoțiilor pe care l-am achiziționat recent, cred că se vede invers la voi. Are aici rata emoțiilor, eu am lipit-o. Și e foarte nice pentru că te uiți și îți depistezi clar emoția. Adică mi se pare că-s tristă, dar de fapt tristețea se poate manifesta în foarte multe tipuri de emoții și poți să o depistezi mult mai bine. Și apoi intri și efectiv poți să îți analizezi foarte, foarte bine emoția. Adică ți-o identifici, ce simți, ce senzație ai, ce gânduri ai, dacă poți să o tolerezi, dacă te judeci pentru emoția respectivă, cât de greu este să simți asta, ce se poate întâmpla dacă te simți așa, adică ce urmări sunt, practic, și apoi să-ți înțelegi emoția și să o procesezi. Iarăși diferite întrebări, cum ar fi simt asta pentru că am ignorat limite, nevoi, valori. Care e contribuția mea la ce simt? Pe care la procesare, după ce am gândit toate lucrurile astea, cum mă simt, deseori există o mică schimbare și o percepe altfel. Mai ales eu personal am cumva tendința să arunc vina întotdeauna asupra mea și după ce procesez emoția, mi se întâmplă deseori să-mi dau seama că nu e chiar așa. Și apoi ce aș putea să fac mai bine pe viitor? Practic e o soluție pe care o găsești stării respective. Așa, și voiam să vă mai arăt o agendă pe care am luat-o recent din Cărturești, tot așa pentru journaling, nu e pentru mine, dar îmi place foarte mult și am vrut să vă arăt. E o întreagă serie și aici în interior sunt pagini simple, dictando. Nu se vede foarte bine asta, sunt tot așa. Sunt pagini simple, dictando, dar e foarte frumoasă, e superbă. Și am vrut să vă arăt. E din Cărturești, cred că a costat 140 de lei, ceva de genul, 130-140 de lei. Și cartea pe care o citesc acum, Omul în căutarea sensului vieții, de Viktor Frankl. Dar despre asta m-a marcat chiar foarte mult, am citit cam jumătate din carte, cam așa. Când o termin o să vă povestesc mai multe, eventual poate vă povestesc din mai multe cărți. Ne oprim așa în vlog și povestim despre ele și ce mi-a plăcut, ce nu mi-a plăcut, dacă vi le recomand. Bun, gata, plec, mă schimb, pentru că sunt îmbrăcată așa, mă schimb și mă duc la mingle. Ia zi, ce e asta? KTM, n-am auzit niciodată, că bineînțeles. Este o firmă de motociclete. Așa. KTM X-Bow, e pentru circuit, dar bănuiesc că e legală și pe stradă. Și e foarte, foarte rapidă. E competitor cu Arie Laton. Nu știu dacă găsim una pe aici să vă arătăm, dar... Da, ia zi-mi, că e întrebarea mea. E frumoasă, e frumoasă. Cât costă? 100 de mii, cât mă zic, ceva de genul. Da? Da? Am înțeles. Uite, KTM. A, și aici sunt toate motocicletele, cred, sper că zic bine. Să vedem ce mai găsim. La recomandarea lui Sorin, că eu oricum nu mă pricep. Vă arăt doar, dacă vă arăt o mașină, o să zic, a, ce frumoasă e. Atât știu, cât costă și dacă arată bine. Cam ăsta e criteriul meu. Atât de bine mă pricep. Sorin, uite, asta îmi place. A, dar și asta îmi place.
Ia uitați-vă ce frumoasă e. A plecat. Eu nu știu ce să vă zic. Ia uitați-vă ce frumoasă este această mașină. This is all I can say. E superbă și culoarea. Nice. Ia uitați. Să-mi scrieți care... Dar zici și mie ceva despre mașina asta, nu mă lăsați singură, că nu știu să le zic. Știi ce le-am zis? Ia uite ce mașină frumoasă, this is it. Ăsta e un GLE Grobian. Grobian? Așa se numește? Nu. Ai, mă, mă păcălește, că nu știu nimic. Nu, e un G-Class, random. Nu-ți place? Nu-i place, a, de asta a plecat, am înțeles. Dacă nu știu să vă zic nimic, înseamnă că mi-mi place lui Sorin. Ia uite ce frumoasă e și aia. Mie îmi plac mașinile astea, mai mult. Asta e superbă. Asta o să conduc eu. Mașina asta are o poveste. Sunt înnebunită după ea. De fiecare dată când o văd în... e pe stradă, zic, ia uite X10-le. Eu nu-i zic X6, că mi se pare atât de faină încât i-am dat eu mai multe grade. Eu sper să se audă. Ia uite. Acum, dacă tot am găsit mașina mea preferată, dar nu se vede nimic. Vreau să vă și arăt. Ia. Nu are deja la 13.000 de kilometri. Aaa. Da, păi am mers eu cu ea seara. Bisicuța de rally, de ce se numește? Nu mai știu exact. Nu mai știu. Adică? Nu mai știu modificarea pe BMW, nu știu cât de 3.000 ceva. Mie asta nu-mi plac, nu știu, nu știu, vă arăt. Să nu ziceți că nu... Apoi geamă, cea roșie după este un așa sunt ce? Mitsubishi Lancer. Mitsubishi Lancer. Așa, mă scuzați, așa, eu sunt cu zoom. Și apoi Subaru Impreza. Cum? Subaru Impreza. 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 Și devi impresionare, Subaru Impreza. Frumoase jante. Gata, ați făcut o impresie bună, mă, Impreza. M-am grăbit să-mi aleg preferata. Ia uitați-vă ce frumoasă Chevrolet Impala. Superbă, m-am asortat cu ea astăzi, cu panora cu sacoul roșu. Ia uitați-vă, este bine lui Sorin lângă ea. E superbă. Vă arăt puțin și interiorul. Oricum, superb și roșu, tot. Nice. Sunt superbe, ia uitați-vă. Chiar vă recomand să veniți, e super nice. Ignorăm vremea de afară și veniți să vedem expoziția, e super. Nu știu sigur dacă atunci când postez video o să mai fie, nu cred. Dar o vedeți la mine pe vlog! Zi! Moga! Cum? Ia lui Moga asta. N-am prins gluma. B957 Moga. Ah, ok. E Morgan. Este un Morgan, cred. De asta are numărul Mog. Mog, am înțeles. Am înțeles că aceste 30, da, trebuie expus. E ceva ce trebuie să vedeți. Asta am aflat la salonul auto. Un BMW 30. Așa. Destul de modificat, văd. Folie auto. E fix auto, da. A, că e reclamă la folie auto, am înțeles. Da. Cam atât. Jaguar E-Type. Frumoasă. Sau X-Cay, dar E-Type, cred că este. Un BMW, nu știu exact care. Ia uite, e o mașină acolo. Aceeași mașină în mașină. Da, tare asta. Asta e de E-Type. Uite ce frumos e ăsta, mă place. Da? Că trebuie să faci următoare. E un Corvette, ți-am mai arătat prin da, oraș. Da, știu că-ți place. Nu, neapărat. Și niște arouri. Îmi place de mort.
Vezi la asta. Asta e răbdare, cum scoți? E super frumoasă. Și interiorul e cu negru mat, cu piele mată și cu lemn. Chiar e superbă. Și nu-mi plac mașinile albe, dar asta e superbă. Efectiv, stați să vă arăși din față. Bine, bănesc că o știți. Vezi la Model Y. Se adaugă pe lista mea de mașini care îmi plac. Asta o să mă cațăr eu pe munte de acum. Că nu prea mai am voie. Așa că o iau cu mine. Și că sunt Porsche-uri acolo, mă duc să văd, că îmi plac mult. Mamă, de aici cred că se vede. Exact, n-ați auzit. Aici e ce trebuie, ce îi place lui. Ia uitați-vă ce faină e acolo. Dacă poceți vreun nume, măcar vă fac să râdeți. Ia uitați-vă. Oricum, ce să mai... Asta e apărută super recent. Fie că e apărută recent asta. Mie îmi plac mașinile albastre, dar mașina în sine e superbă. Ce verde acolo îmi place la. Interesant. Am terminat cu salonul auto. Preferatele mele au fost Tesla Model Y și BMW X10, cum îi zic eu, adică X6. X6, nu? Da. Efectiv, de fiecare dată când văd pe stradă modelul ăla, sunt nebunită, efectiv. Bine, și mi-a plăcut acel... Cum se numea? Food for Mood. Ia, uite, aici. Food for Mood. Ia, auzi, aici trebuie să venim la Food for Mood. Dar zici și mie, cum se numea mașina aia roșie? Chevrolet Impala. Chevrolet Impala. Și aia mi-a plăcut mult. Cam astea mi-au plăcut mie. Pe mine nu mă impresionează. Bine, Porsche-urile îmi plac în general. Îi ziceam lui Sorin că mi se pare... Vă arăt așa și peisajul de afară, că mi se pare frumos. Că mi se pare că Porsche-urile sunt o combinație dintre Mercedes-uri și Lamborghini, că gen au sportiveness-ul Lamborghini-ului și eleganța Mercedes-ului. De-aia îmi plac așa mult. Dar oricum îmi place și BMW X6 super mult. Suntem la... îmi place. Porsche la BMW X6 la... Da, păi astea sunt preferatele mele. Și Tesla nu mai e Model 3, acum este Model Y, clar. Nu mai a picat Model 3. Bun, și acum suntem în drum spre San Plața. În cât timp ajungem? În 18 minute. Vai, eu am răcit din ce în ce mai tare, sunt răcită. N-am COVID, sunt răcită. Ia uite, Porsche. Asta e să nu-i filmez numărul, omule. Ia uite, Porsche. Vezi, mă urmărește Porsche. Că tot vorbeam despre Porsche. Vă povesteam despre Porsche cu un Porsche lângă mine. Așa. Acolo e parculețul frumos, ce aș vrea eu să mă duc să mă plimb acolo, dar nu se poate. Deja vocea mea cedează, oricum vedeți. Simțiți? Auziți? Și acum o să ne vedem așa, facem o tranziție frumoasă și ne vedem direct la muzeul colecționarilor. Și apropo de cafenea, n-am putut să rămânem în mingle. Doamne, era superb acolo, n-am apucat să filmez, era full. Deci e superb acolo, superb, superb, dar n-am putut să stăm și ne-am oprit la... am uitat cum se numea. Deci am găsit pe internet un nume, dar de fapt era Crunchy Cereal, ceva pentru copii, a fost super cute. Ups, scuzați. Era ceva, ziceam Crunchy Cereal. Cereals, erau cereale cu lapte pentru copii, era super cute acolo. Și am băut o cafea, a fost foarte frumos. Mi-a plăcut și acolo, dar na, sufletul meu a rămas la Mingle. Și o să încerc să ajung acolo. Acum mă duc în San Plața să mă bucur de Muzeul Colecționarilor și ghici ce, vă iau cu mine. Am ajuns la San Plața, la Muzeul Colecționarilor, să vă explic puțin conceptul. Practic s-au deschis înscrieri, e această serie, Pop-up Museums. Au fost mai multe, de exemplu cu Muzeul Municipiului București, Muzeul Telecomunicațiilor și de data asta a fost un muzeu special, Muzeul Colecționarilor, în care s-au înscris mai multe colecții private și practic au fost alese, parcă, din ce mi-am amintesc, că au fost peste 250 de înscrieri, dacă nu mă înșel, și s-au ales 4 câștigători. Și acum o să vă arăt pe cei 4 câștigători. Puteți intra pe pagina lor de Facebook, există un poll unde puteți vota. Și acum o să-mi aleg și eu câștigătorul, să vedem. Aici este o colecție Coca-Cola.
Ia să vedem. Conține 500 de sticle de Coca-Cola și 450 de coastere. Așa, știu că era chiar și o sticlă din timpul unei eclipse solare care a fost doar în România de prin anii 70, dacă nu mă înșel. Uite, e o ediție specială de atunci. Sticla Coca-Cola Eclipsa 1999 România. Nu există nicăieri în lume, doar în România, de eclipsă. O să vedem care este. Aici sunt ediții limitate cu Ina, din ce văd. Din iulie 2018. Așa. Sunt foarte tari. Enjoy Coca-Cola, scan the Shazam logos and listen to the new album Coca-Cola. The new album Ina, bănuiesc că a fost. Și aici, ia uitați-vă, e super tare, super, super tare câte sunt. Cred că aceea este, pentru că spune că e exclusiv în România. Colecționarul este Adrian Preda. Care? Pe care? Da? Da? A, deci nu sunt cele pe care le căutam eu. Eu le căutam pe cele de la Eclipsă. Le-ai văzut? Sunt în partea cealaltă, trebuie neapărat să le vedem. Ia, haide să vedem. Ia să vedem unde e. Foarte tare. Ia uitați-vă ce frumoase sunt. Aceea de acolo îmi place. Ia, care? Da. Karl Lagerfeld, uitați acolo. Vai, dar ce tari sunt. Ce roz de acolo, light. Câte modele au fost. Foarte tare. Coca-Cola light. Serii create de designer vestimentar. Ce mișto, Jean-Paul Gaultier. Super, super tare. Ia, serie Star Wars. Ia, uitați ce tari sunt. Și de la Jocurile Olimpice. Foarte tare. Și asta e Avengers. Pe astea cred că le știu. Le-am văzut. Asta este set aniversar Coca-Cola 100 de ani în Franța. Și Disneyland Paris, aia îmi place super mult. Deci Coca-Cola My Little Paris. Ce mișto, asta îmi place mult iarăși. Ia să vedem. Câștigătorul poate să câștige 5.000 de lei. Practic susține pasiunea lor acest concurs. Acestea sunt ediții speciale de Crăciun, că doar știm toți reclama aceea de la Coca-Cola de Crăciun. E în spiritul lui. Ce frumos. Sticle din mai multe țări dedicate Crăciunului. Sunt super tare. Uite ce frumoase sunt. Pe astea, serios, că... Ia uitați-vă. Mi-aș dori să le am și eu acasă. Chiar sunt nice. Deci colecția numărul 500 de sticle. Există... Iau... Vai. Deci colecția asta de Crăciun conține sticle alăturate imaginii lui Moș Crăciun cu Coca-Cola începând din 1931. Mi-ar fi plăcut foarte mult să văd care e cea din 1931, dar nu le avem datate. Cred că astea sunt. Nu știu sigur, dar eu așa zice. Ce ziceți? Să-mi scrieți dacă vă pricepeți. Haideți să vedem și următoarea expoziție. Ceasurile de buzunar. Așa. Au fost un accesoriu vestimentar odată cu a doua jumătate a secolului al XVI-lea. Este momentul în care bijuteriile din Geneva, bijutierii din Geneva au fost nevoiți să se reprofileze pe crearea de ceasuri în locul bijuteriilor, acele ceasuri de buzunar. Este o colecție cu 15 ceasuri mecanice, toate funcționale și au un design aparte pentru că sunt replici ale unor modele celebre de epocă, cum este și cazul ceasului Sorge. E stilul rococo, în perioada de vârf a stilului rococo. Priceperea bijutierilor și ceasornicarilor a fost greu pusă la încercare. Haideți să vedem despre ce e vorba. Sunt curioasă. Vai, ce frumos e asta. Ia uitați-vă. Zice că e un ceas de buzunar Viena, replică din ediția Atlas. Știu că asta era ediția...
ediția puțin mai accesibilă a unui brand și mai mare. Nu mi-aduc aminte, citisem la un moment dat. Toate sunt frumoase. Care e preferatul tău, Sorin? Care îți place de aici? Mi-mi place mult ăsta. Secolul XVIII. Niciunul nu ți atrage atenția? Care ți-a plăcut? Ideea e că, sau ce știu eu, inițial doar ceasuri de buzunar existau. Și apoi, datorită războiului, pentru că aveam nevoie militarii să știe câte ceasă să se organizeze mai bine generatorile, da? Atunci au trecut la ceas de mână. Înțeles, interesant, nu știam asta. Din ce văd aici, sunt de secolul XVIII-XIX, replicile mă refer. Uite, ceas de buzunar, Loire, Weimar, sper să le pronunț bine, nu mă pricep. Boston. Oricum, sunt superbe. Din ce am înțeles, cum vă ziceam și mai devreme, citisem eu, că ceasurile sunt niște replici funcționale ale unor modele, de fapt, ale firmei mamă, Elgin, care era practic firma mult mai premium, și au creat aceste ceasuri Atlas, pentru că nu-și dorea firma mamă Elgin să asocieze practic numele brandului cu producția unor ceasuri ce conțin practic niște mecanisme ce au o precizie un pic mai mică. Ele practic au mai puține rubine incorporate și atunci au creat acest subbrand și au făcut ca, nu știu, ceva accesibil aristocrației să ajungă și la mase. Haideți să vedem următoarea expoziție. Mergem pe partea cealaltă. Și am ajuns la, cred că, expoziția mea preferată din ce știu, dar haideți să vedem. Se numește Trench Art, adică arta tranșeilor. Este colecția lui inginerului Cristian Dumitru și practic conține, din ce mi-aduc aminte, peste 500 de obiecte cu scop militar ce au fost regândite ca utilitate și acum sunt obiecte de decor. Sunt superbe, deja văd. Așa. Nu cred că am secolele, o să le văd fiecare, dar știu că, uite, conține peste 500 de exponate, prima piesă fiind achiziționată în 1990. Proiectile, cartușe, obuze, grenade și alte obiecte de armament. Ia, scrumieră din felie de țeavă de tun cu brichetă centrală. Acestea sunt vaze din tuburi, proiectil din 1918. Ia uite, scrumieră realizată din proiectil aruncător. Vaze Art Deco acolo. Superbe. Astea sunt toate vaze și le-ai un suport, un sfeșnic, realizat dintr-un proiectil. Frapieră dintr-un tub de proiectil. Ia, ce avem aici? Vază mică din tub de proiectil. Ce e asta mare? Vază înaltă din tub de... Sunt tuburi de proiectil regândite. Dar ele inițial cred că erau așa, nu? Și fix așa au fost regândite, cu tot designul ăsta. Sau ăsta a făcut ulterior, cred. Le-au recondiționat foarte tare. Ia uitați ce aici, colecționarul. Domnul inginer Cristian Dumitru. Cană din tub de proiectil. Ia uitați-vă. Și aici scrumiere din cartușe, suport pentru creion, nu, deci sunt superbe, efectiv. Vă zic de pe acum. Poate mă îngrăbesc, dar asta e preferata mea, cred. Da. Vazele mi se par. Da, sunt superbe. Uite ce frumos e și vaza aia acolo. Și ceva care crea distrus, care da, nu știu, e populare. Are peste 350 de piese, adunate în circa 30 de ani, vă dați seama. Scrumiera din cubrichetă, cea pe care am văzut-o inițial, este realizată dintr-o felie de țeavă de tun. Mamă! Spune că aceea, ori și recunoaștem, că a achiziționat-o și mi-a povestit că bunicul i-a confecționat-o în cadrul atelierelor Arsenalului Militar din București, pe locul unde se află acum Palatul Parlamentului, folosind țeava unui tun, fisurat în urma tragerilor repetate de pe frontul de la Mărășești. Wow! Și a fost realizată imediat după primul război mondial dintr-un tun. Vedeți acolo? Mamă! Și ultima colecție, aparate foto vintage, și asta mi se pare frumoasă, foarte. Nici nu știu care mi-a plăcut mai mult. Sigur, Trencher mi se pare inedită, n-am mai văzut așa ceva. Dar toate sunt super frumoase, mi se pare cea mai reușită ediție. A Pop-Up Museums din San Plaza.
Vai cât de frumoase sunt, mamă. Oare cât dura să faci o poză cu așa ceva? Kodak. Din 1978. Vai, dar ce vechi sunt. Polaroid în spate acolo. Din 77, 76, uite, succesiv. 76 și 77. 1958, Bilora Bella, de acolo. Agfa Optima, 62. Deci de prin anii 60, 70, 80 sunt toate. Super tare. Ia să vedem. Wow. Pentacon Globica, 1975. Și 1900, wow. 1959, deci foarte tare. Are 67 de aparate foto, colecția, și include un aparat foto Carl Paul Gerz Atelier Camera. Sper că am pronunțat bine, din 1901. Este un aparat de atelier care realizează fotografii pe sticlă sau pe metal. Aparținut unui fotograf ce avea atelierul foto în Cugir și care a funcționat din anii 50 până 1989. Adică acela. Wow. Și a fost confecționat în jurul anului 1901 și are un obiectiv mare de 4 kg. A fost realizat pentru Serviciul American al Armatei Imperiale. Serviciul Aerian al Armatei Imperiale Germane în 1916 și folosit pentru a fotografia teritoriile inamice. După primul război mondial a fost demontat de pe avion și folosit în ateliere foto. Wow! Asta e. Mamă, trebuie neapărat să veniți să-l vedeți. Colecția dânciștii e până pe 24 octombrie. Ai, astea sunt și mai vechi. Uitați-vă ce frumos e ăsta, 1910. Colecția Camerele Vremii, Paola Ioane și Raluca Chipiride. Vă felicit. Îi felicit pe toți. Sunt niște colecții minunate. Ne uitați, din 1930. Cum arătau. Noi obișnuiți cu camerele de la telefon. Amuzant, am ajuns să filmez cu camera unui telefon mobil, așa ceva. Și acelea ar fi varianta mai apropiată. Ce avem noi? Asahi Pentax din anii 70 și 80. Zorchi. Tot așa, 70-80. Mai degrabă 80 și acolo 70. Foarte tare. Așa că intrați pe pagina de Facebook, veniți la expoziție și puteți să votați. O să intru și eu chiar acum. Eu o să votez Trenchard, clar. Tu ce vrei să votezi, Sorin? Trenchard, dar aș vota și Coca-Cola. Da, și eu, mi-este greu. Ambele îmi plac. Dar n-ai cum cu Trenchard-ul ăla. Deci nu, deci este ceva, deci vă aștept. E aici la parter. Vă aștept. Mă rog, puteți să veniți să vedeți expoziția, că eu nu vă aștept aici. Deși mi-ar fi plăcut să povestesc cu fiecare dintre voi. Da, foarte tare. Hello, dragilor. Eu sunt pusă pe treabă, vedeți că haos pe aici prin bucătărie. Am fost la Auchan. După ce ieri m-am plimbat toată ziua, am fost pe la Crunchy Cereals, pe la Salonul Auto București, pe la Muzeul Colecționarilor prin San Plața, m-am plimbat, am cumpărat câteva chestii, câteva haine. Pe acelea o să vi le arăt eventual când o să avem clipul cu ținutele. Și am cumpărat, cum poate v-ați dat deja seama, ingrediente pentru sushi. Eu îmi comand de obicei de la Zen Sushi, îmi plac foarte mult, dar am zis să încerc să fac și în casă. Și am cumpărat așa, covoraj din bambus, pe care l-am învelit în folie, pentru că am înțeles că dacă intru orezul pe aici, nu este comod deloc. Aici avem nori, algele pentru sushi, sunt acestea, toate sunt luate din Auchan, o să vedeți. Orez pentru sushi, care nu știu dacă l-am fiert bine. Wasabi, pe acesta le-am mai încercat oricum. Și mie cel mai mult îmi place sosul de soia din Lidl. Mi se pare că nu e atât de dulce. Celelalte parcă sunt prea dulci. Nu știu, nu-mi plac atât de mult. Bun, am cumpărat somon, pe care o să-l folosesc tot așa când compun sushi. Am tăiat fâșii de castravete, de morcov și de avocado. Am făcut o omletă pe care la fel am tăiat-o fâșii.
Aici am avut condimentele pentru orez, adică oțet din orez, sare și puțină miere, nu am pus zahăr, îmi place cu miere. Și aici e orezul pe care l-am fiert. În instrucțiuni scria să îl pun și la cuptor, dar eu cred că e ok, uite că e sticky din ce văd. Și acum o să încerc să rulez sushi. Practic se pune orezul, se pun ingredientele, se lasă puțin spațiu pentru a putea prinde practic ruloul. Se rulează strângându-se, bine, n-aș vrea să-l rup de preferat, și după care aici se umezește puțin. Haideți să încercăm emoții. Sper să iasă. Vă arăt pe măsură ce le fac. Am făcut sushi pentru tot cartierul. Și tot l-am terminat. Mai am un pic de orez. Cred că mai fac încă vreo două ruluri din astea. Doar că nu am un cuțit. Am cuțitii din astea și îmi trebuie un cuțit foarte ascuțit mai mare. Am rugat pe Sorin să-mi iau unul. Aștept să vină, că nu pot să le tai. Eu am încercat să le tai, vedeți? Dar nu au ieșit, uite, cum trebuie. Deci aștept să vină el cu un cuțit mai ascuțit, cum trebuie. Și acum termin de făcut și apoi vă arăt cum le tai și le aranjez frumos și this is it. Cam așa arată sushi, sunt o reușită. Yay, mă bucur mult. Și o să mâncăm acum, am tăiat o parte dintre ei, mergem la părinți. Uitați-vă cât am făcut, deci nu, efectiv. Ne ducem să și share it cu părinții lui Sorin, că e prea mult. Dar e foarte bun. E bun? Cel mai bun pe care l-am mâncat. Ce drăguț. O să vindem în curând. 900 de lei. Ai. Gata, ne bucurăm de sushi. Eu vă pup, o să încheiem vlogul aici. Ne vedem săptămâna viitoare. Bye bye, bye bye, bye bye.